Vreau să înregistrez un set de meditații ce le practic eu la diferite nevoi. Simt să le dau mai departe așa cum mi-au fost aduse și mie, pentru că văd aportul măreț pe care îl are meditația în viața mea și m-aș bucura să fie de folos și altora. Unele le-am tradus de la anumite cursuri ce le-am făcut cândva de dezvoltare personală și spirituală, altele sunt creații proprii. Ce mai vreau eu să menționez este viziunea mea despre meditație. Pentru că există multe păreri, pentru mine meditația este o observare, în primul rând, zilnică, a propriilor gânduri, emoții, stări, acțiuni, o contemplare. Uneori este doar o tăcere și ascultarea corpului sau minții, alteori este doar respirație sau o combinație între mai multe. Nu e o anumită poziție, cu ochii închiși sau deschiși, uneori doar ascult o anumită frecvență de purificare a energiei, de exemplu, și îmi observ ce simt. Alteori simt să fiu ghidată și tot așa. Îmi place să creez și atmosferă când am posibilitatea cu lumânări și liniște în jur. Mă ajută mult la centrare. Pot să folosesc și anumite uleiuri, tămâie, mir și altele. Dar nu este o regulă. Pot să o fac și în natură sau în mașină sau mergând pe drum cu căștile în urechi. Depinde în ce moment poate să mă prindă dorința de introspecție. Este individual la fiecare. Este bine să faci cum simți. Important să nu ne agățăm de șabloane, de dogme sau convingeri de genul că doar așa e corect. Nu există o variantă corectă. Corect este decât să ne ascultăm autoritatea noastră interioară. Pentru că nimeni, nici cel mai mare guru, nu are cum să știe ce e mai bine pentru mine decât mine. Mi-ar plăcea să-mi lăsați și un feedback dacă v-au fost de ajutor careva din ele.